Peste 80 de copii de etnie romă au fost cooptați în proiectul educațional obținut de către școala Voievod Litovoi din municipiul Târgu Jiu. Scopul participării micuților la aceste cursuri este de a preîntâmpina abandonul școlar. Mare parte dintre copii provin din familii cu situații financiare precare. Acest proiect este benefic întrucât comunitatea noastră este formată în marea majoritate de copii de etnie romă și vine ca un supliment pentru pregătirea acestor copii. Ceea ce vedeți este derularea unui program grădinița estivală, acești copii îi pregătim pentru clasa 1. Încercăm prin programul respectiv să îi ținem aproape de școală, să contribuim la educația lor. Au primit tot ce le trebuie, caiete, cărți, culori. Sunt receptivi. Sunt receptivi, prezența e foarte bună. Atât copiii cât și părinții sau bunicii lor s-au declarat încântați de participarea la aceste concursuri. Cum te cheamă? Marta. Și câți ani ești? 7. Îți place la grădiniță? Da. Ai mai fost până acum? Da. Și vei mai veni? Da. Ce ai desenat tu aici? O casă. Mănucă. Cum? Mănucă. Și câți ani ai tu? 5 ani. Îți place la grădiniță? Mhm. Ce-ți place ție cel mai mult aici? Plutosonele. Cum te cheamă? Boacă Răbirea Florin. Și câți ani ai tu? 6. Îți place la grădiniță? Da. Ai mai venit până acum? Da. Învață, da, normal. Învață lucruri noi aici, desenează și le place. Ați încercat să aduceți mai din timp, poate? Da. În folosul lor să le fie. Sunt încântați? Da. Marta s-a trezit de dimineață și hai, mami, mergem. Vă suntem mulțumiți cu nepoțica. Suntem mulțumiți de copii, de educația care o dați la copii, că vine la școală. Mama lor e la servici, tasul e la servici, dar uite, îi mai aducem între picături, că nu putem în fiecare zi să-i aducem. Copiii de etnie romă vor participa la aceste cursuri pe toată perioada verii, astfel încât cei care vor merge în anul viitor școlar în clasa 1 să acumuleze bagajul necesar de cunoștințe.